Apaser furnizează apă de calitate locuitorilor Văijiului. Apa este atent monitorizată, dar se fac și controle de audit de către Direcția de Sănătate Publică. Operatorul APASERV este un operator care face servicii de alimentație publică până la urmă, furnizează apă pe care noi o bem și controlele sunt foarte drastice. Și aș vrea ca să vă spun că există două programe mari de monitorizare a calității apei. E vorba de monitorizarea făcută de APASERV și controlul de audit făcut de către DSP. Deci APASERV este obligată conform legii, toți operatorii din țară sunt obligați conform legii să-și facă monitorizarea calității apei după un program stabilit împreună cu Direcția de Sănătate Publică și peste se fac analize de către Direcția de Sănătate Publică de la diverse puncte ale rețelei bine stabilite și de la rezervoarele de magazinare plus de la stațiile de tratare. De asemenea, sunt făcute analize în laboratoare diferite din Europa. Se compară rezultatele și se constată că apa corespunde standardelor și că nu sunt probleme din punct de vedere bacteriologic. Ce trebuie să ne asigurăm? Că nu sunt probleme din punct de vedere bacteriologic în apa din Valea Jiului, tocmai pentru că este apa monitorizată, este clorinată conform legii și vreau să vă spun că laboratorul de la Dănuțoni, pe care noi îl avem, este supus unor controle riguroase de la Ministerul Sănătății. Este un laborator înscris la Ministerul Sănătății și pentru a menține această înregistrare la Ministerul Sănătății sunt câteva proceduri din care aș vrea să dau exemplu uneia dintre ele. Există o procedură care se referă la comparații interlaboratoare, exact așa se și numește. Ca exemplu, se primește o apă de undeva din Europa, poate să fie din Germania, din Franța, din Marea Britanie, ajunge această apă la laboratorul nostru, colegii de la noi analizează parametrii fizico-chimici și bacteriologice acestei ape și emit un buletin de, analize care îl înregistrează pe o platformă online. Această validare a rezultatelor se face cu celelalte laboratoare care deja au analizat această apă și se dă un scor de încadrare în limitele acceptate. De când suntem în acest program, niciodată n-am ieșit din scor. Întotdeauna am și felicitat colegii care lucrează în laborator că au scos o încadrare perfectă a calității apei analizată în laborator. În emisiunea Oamenii Văijiului, pe lângă alte subiecte, a fost dezbătut și acest subiect, iar Florin Donisă ne încurajează să bem liniștiți apă de la robinet, deoarece nu se îndoiește de calitatea acesteia. Deci dumneavoastră beți apă de la robinet? Cu mare siguranță. Pentru că sunt foarte multe persoane care afirmă, păi eu am ani de zile de când nu mai beau apă de la robinet. Țineți cont că apa de la robinet este monitorizată tot timpul. Am obiceiul când deschid robinetul acasă să las să curgă 2-3 pahare de apă, nu beau chiar prima apă de la robinet, cred că toată lumea știe lucrul ăsta și este o apă de calitate.